Scheletul unei femei a fost găsit în timpul unor săpături arheologice într-un cimitir, având în jurul gâtului o coasă așezată orizontal, iar la picior un lacăt, practic, care arată că oamenii care au îngropat-o s-ar fi temut că era vampir. Conform Digi24.ro, scheletul a fost descoperit de arheologii de la Universitatea Nicolaus Copernicus din Polonia în urmă cu o lună, scrie Insider. Profesorul Darius, care a coordonat cercetările, a declarat faptul că, din primele informații, este vorba despre o femeie tânără îngropată în secolul al XVII-lea, potrivit unui comunicat de presă. Femeia avea o coasă așezată orizontală în jurul gâtului. Coasa a fost așezată pe gât în așa fel încât, dacă defunctul despre care se credea că ar fi fost vampir ar fi încercat să se ridice, cel mai probabil capul ar fi fost tăiat sau rănit, a declarat Polinski. Totodată, arheologii au găsit un lacăt triunghiular în jurul degetului mare al piciorului ei stâng, un indiciu că oamenii care au îngropat femeia se temeau că aceasta ar putea să se ridice din mormânt, poate pentru că ei credeau că este un vampir, a mai spus arheologul. Rămășițele care au fost descoperite luna trecută sunt investigate în continuare de către oamenii de știință. Practica înmormântărilor vampirilor s-a manifestat în Europa creștină din secolul al XIV-lea până în secolul al XVII-lea, a declarat Matteo Borini, lector principal la antropologie criminalistică la Universitatea John Moore din Liverpool. Eticheta de vampir a fost pusă adesea atunci când oamenii mureau din cauze care nu puteau fi explicate conform științei vremii, cum ar fi o pandemie sau o otrăvire în masă, a mai spus el. Credința la acea vreme era că oamenii ar putea deveni vampiri care înviau din morți pentru a-i mușca pe cei vii și a răspândi ciuma în jur, a spus Borini. Mai târziu, pe măsură ce știința a evoluat, oamenii au crezut că vampirii înviau din morți și sugrumau oamenii noaptea. Borini a spus că aceasta poate fi o modalitate de a explica durerea în piept provocată de principala cauză de deces în Europa la acea vreme, tuberculoza. Existau multe superstiții în jurul morții în Europa la acea vreme și nu toate aveau legătură cu teama legată de vampiri, a spus el. Trupurile au fost găsite încuiate în morminte, bătute în cuie, cu pietre la picioare sau cu spini de trandafiri. Toate acestea erau modalități de a împiedica corpul să se ridice, care nu aveau neapărat legătură cu vampirismul, a spus arheologul. El a explicat, făcând trimitere la o cercetare din 2015, că găsirea coasei, care era unealta agricolă, poate să fie un indiciu privind statutul social al oamenilor, relatează Digi24.ro.